Ediția de campionat a Ligii a 4-a Sălaj la fotbal se încheie sâmbătă cu cele 7 partide ale rundei cu numărul 26. Două partide sunt programate la ora 11, una la 13 și una la 16, iar startul celorlalte 3 partide se va da la ora 18. Finalul sezonului competițional al fotbalului județean se apropie cu pași repezi de sfârșit, sâmbătă, cu o zi mai devreme decât ne-am obișnuit, iar acest lucru se întâmplă datorită alegerilor locale. Se vor disputa cele 7 partide ale rundei cu numărul 26 din Liga a 4-a Sălaj, iar la o săptămână distanță, pe data de 11 iunie, se va disputa finala etapei județene a Cupei României. În runda de mâine, startul primelor două jocuri se va da la orele 11 ale dimineții. Gloria Bobota, Silvania Cehu-Silvaniei și Gloria Bancii Sehida sunt partidele ale căror deznodământ se va decide înainte de ora 13, oră la care va începe duelul dintre Flacăra Halmăști și CS Crasna. La ora 16, pe cochetul stadion de la Gâlgău Almașului, se va auzi primul fluier al partidei dintre CS Dumbrava din localitate și CS Barcăul Nușfalău, iar imediat după finalul acestei partide, la ora 18, vor începe alte 3 partide. Dintre cele 3 jocuri programate sâmbătă seara, cel mai dezechilibrat duel este cel de la Mirșid, dintre noua campioană județeană Unirea Mirșid și ultima clasată, echipa Benfica Ilianda. Celelalte două dueluri programate sâmbătă de la ora 18 sunt cele dintre Olimpic Bocșa și ASEC Iești, respectiv Rapid Jibou și Sportul Șimleu Silvani.